Consilierii locali ai Caracalului au fost convocați astăzi în ședință ordinară, principalul punct de pe ordinea de zi fiind votarea bugetului localității pe acest an, repartizarea excedentului anului trecut și aprobarea investițiilor ce vor fi derulate. Municipalitatea are la dispoziție un buget mai mic decât cel de anul trecut, de circa 10 milioane de euro. La sfârșitul lunii martie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt, erau înregistrați 9.349 de șomeri, rata șomajului fiind de 5,78%. Comparativ cu luna precedentă, s-a înregistrat o scădere cu 0,39 puncte procentuale. Indemnizație de șomaj primesc 1.277 de persoane, restul fiind șomeri neindemnizați. Cei mai mulți șomeri provin din mediul rural și au vârsta cuprinsă între 40 și 49 de ani. Cele două municipii ale Oltului sunt incluse și în acest an în cadrul turneului Pianul Călător. Horia Mihail va ajunge la Slatina pe 4 mai, unde va susține o reprezentație din clasicismul vienez pe scena Centrului Cultural Eugen Ionescu. Pe 5 mai, Pianul Călător va ajunge la Caracal pe scena Teatrului Național. În urma edițiilor trecute, unul dintre pianele călătoare a fost încredințat Centrului Cultural Municipal Caracal în urmă cu 2 ani și se află pe scena teatrului. Prevenirea riscurilor de cădere de la înălțime pe șantierele temporare și mobile de construcții reprezintă tema campaniei naționale derulate de către inspectorii de muncă. În Olt, acțiunile de control pe șantiere se vor desfășura în perioada iunie-octombrie, urmând ca în lunile noiembrie și decembrie să fie verificată aplicarea măsurilor dispuse. Angajatori din 14 țări caută prin intermediul serviciului EURES să angajeze 367 de salariați. Cele mai multe oferte vin din Spania pentru 100 de muncitori agricoli, urmată de Germania, Norvegia și Ungaria. Grosul ofertei este pentru diverse meserii în industrie. Oltenii interesați pot afla detalii și se pot înscrie în vederea selectării la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă.